Astăzi a avut loc Cupa Mărțișorului la fotbal în județul Mehedinți, unde patru echipe s-au întrecut pentru a obține primul loc. Tinerii pasionați de fotbal au dat tot ce a fost mai bun pe teren, însă doar cei mai buni au câștigat. Competiția a fost găzduită de Liceul Teoretic Traian Lalescu din municipiul Orșova, unde patru echipe s-au întrecut pentru a obține cele mai bune rezultate. În cadrul Cupei Mărțișorului au fost prezente echipe din județul Mehedinți, printre care cea a Școlii Gimnaziale Salcia, Școala Gimnazială Breznița Ocol, Liceul Teoretic Șerban Cioculescu, dar și echipa școlii gazda a Liceului Teoretic Traian Lalescu. Ne aflăm astăzi în sala de sport a Liceului Teoretic Traian Lalescu din municipiul Orșova, unde în cadrul proiectului de astăzi avem Cupa Mărțișorului, mișcare recreativă organizată de Direcția Județeană de Sport Mehedinți, cu participarea patru echipe din județul Mehedinți: Școala Gimnazială Salcia, Școala Gimnazială Breznița Ocol, Liceul Teoretic Șerban Cioculescu și, în ultimul rând, gazda competiției, Liceul Teoretic Traian Lalescu. Vreau să mulțumesc organizatorilor pentru buna desfășurare a activităților și consider că această mișcare recreativă este în beneficiu elevilor pentru a se iniția în viitor în sport. Și Direcția de Sport Mehedinți va veni în sprijinul lor prin premierea competițiilor sportive, cu diplome, medalii, echipamente sportive. Beneficiile sportului încă de la vârste fragede sunt nenumărate. Copiii învață despre munca în echipă atunci când antrenorii lor le spun să paseze către unul din coechipierilor și, prin colaborarea cu colegilor sportivi, ating un obiectiv comun de a câștiga orice competiție care se joacă. Am fost invitați la Orșova, Cupa Mărțișorului, un eveniment recreativ. Vin cu elevii de la Școala Gimnazială Brănița Ocol. Câte beneficii sunt astfel de activități recreative, precum... Păi încercăm pe cât posibil să scoatem copiii din case, să familiarizeze cu sportul, pentru că sportul până la urmă înseamnă sănătate. La vârsta copilăriei și adolescenței sunt necesare 60 de minute de sport pe zi pentru o viață sănătoasă, de două ori mai mult decât în cazul adulților, recomandă specialiștii. Tocmai de aceea, astfel de competiții precum Cupa Mărțișorului la fotbal sunt extrem de benefice pentru tineri. Ne bucurăm să organizăm acest eveniment Cupa Mărțișorului. Avem și noi echipa liceului și sperăm să și câștigăm. Elevii trebuie să fie atrași cât mai mult de activitatea sportivă și avem și profesori foarte buni care se ocupă și handbal și fotbal, atât feminin cât și masculin. Avem activități foarte diversificate în cadrul școlii noastre. Sportul nu trebuie să lipsească din viața unui adolescent, fiindcă îl ajută să se dezvolte fizic și psihic. Tinerii veniți din mai multe zone ale județului Mehedinți au fost extrem de încântați de această activitate și au dat tot ce a fost mai bun pe teren. Cât timp faci tu sportul acesta, fotbal? De 4 ani. Am înțeles de la tine că îți place foarte mult. Da. Pe viitor poate vrei să urmezi o carieră în acest domeniu? Da. Ai un fotbalist care îți place ție foarte mult? Da. Poți să spui? Ronaldo. Să înțeleg că vrei să ajungi ca Ronald. Da. Și cât te antrenezi tu în viața ta de zi cu zi? Cât timp joci fotbal? Câteodată 2 ore pe zi, 3 ore câteodată. De cât timp practici tu fotbal? Aproximativ 4 ani. Îți place acest sport? Da. Când ți-ai descoperit tu pasiunea asta? La 7 ani. Pe viitor vrei să mergi mai departe? Da. Fotbalist ai tu în minte când te gândești la acest sport? Ronaldo. Totodată există un program desfășurat pe perioada vacanțelor intersemestriale, intitulat Hercules, unde pot participa elevi din tot județul Mehedinți la toate disciplinele sportive individuale de masă, pentru că sportul va duce la o viață echilibrată și o dezvoltare armonioasă. Astfel de competiții vor continua și în perioada următoare. Clasamentul în urma competiției de astăzi este următorul. Pe prima poziție se clasează echipa Liceului Șerban Cioculescu. Pe cea de-a doua poziție se clasează cea a Liceului Traian Lalescu, locul 3 fiind ocupat de Școala Gimnazială Salcia, urmat de locul 4, ocupat de Școala Gimnazială Breznița Ocol.